Hristos a înviat! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Păstorul cel bun cunoaște oile sale și ele îl cunosc pe el. Iubiți credincioși, trebuie să mărturisesc că de mulți ani m-am gândit de ce Sfinții Părinți au hotărât ca în această zi a Sfinților Împărați, în doba cu Apostolul Constantin și Mama sa Elena, să selecteze din noianul de pericope pe care Sfânta Evanghelie îl poartă exact un pasaj în care este vorba despre păstorul cel bun și despre păstorii care vin pe ușa cealaltă. Și iată ce spune Mântuitorul, așa la Sfântul Ioan Evanghelistul găsim acest lucru. Într-una din zile, Mântuitorul le-a spus: cel care vine în staul și intră pe aiurea nu este păstor. Păstorul cel bun este cel care vine și paznicii îl cunosc, îi deschid ușa și el intră și oile îl cunosc pe el. Și atunci când este nevoie, el iese și oile vin după el pentru că cunosc glasul lui. Dar cei care nu sunt păstori și ai căror oi nu sunt ale lor, aceia nu pot să meargă înaintea oilor. Pentru că oile nu înțeleg glasul străinilor. Și apoi încheie: eu sunt păstorul cel bun și oile mă cunosc pe mine și eu le cunosc pe ele. Iubiți credincioși, să știți că este provocatoare această situație. De ce tocmai în prăznuirea Sfinților Apostoli, întocmai cu Apostolii Constantin și Mama sa Elena, s-a hotărât această pericopă? Și am luat-o pe toate fețele și m-am gândit că este vorba nici mai mult, nici mai puțin decât de educație, pentru că e vorba aici despre un împărat, nu alături de soția sa, ci alături de mama sa. Este foarte interesant, pentru că prăznuim pe mama care l-a și educat creștinește, pe împăratul Constantin, și prăznuim și pe împăratul însuși. Dar să vedem care este legătura, să zicem așa, educațională. Ca să putem să înțelegem, trebuie să ne întoarcem puțin așa prin secolele 3-4, să ne dăm seama că era începutul creștinismului încă. Împărații, chiar dacă ar fi vrut, nu ar fi putut să devină creștini deodată, pentru că în momentul în care s-ar fi declarat creștini, imediat senatul sau celelalte forme l-ar fi răsturnat și l-ar fi dat la o parte. De aceea, împăratul Constantin cel Mare însuși a amânat momentul botezului spre sfârșitul vieții lui, astfel încât să poată să introducă religia creștină în Imperiu în mod oficial, pentru că neoficial era introdusă, și de teama ca nu cumva să fie dat la o parte și creștinismul să aibă de suferit, a lăsat botezul pentru sfârșitul vieții. Ei bine, acum noi uitându-ne la el, ne-ar conveni și nouă să plecăm dincolo așa de curați, cum se întâmplă cu cel care pleacă din apa botezului. Dar nu este recomandat lucrul acesta, pentru că noi trebuie să luăm viața așa cum este și de fiecare dată când greșim, ne spovedim și ne mai spălăm încă o dată. Dar să știți că, apropo de acest botez și această iertare de păcate, mi-aduc aminte că povestea cineva despre un trib pe care îl creștinase timp de vreo 20 de ani. Și chemându-l la altă misiune, biserica, când să plece, mai era o săptămână, a fost anunțat că trebuie să plece neapărat, s-a hotărât ca pe mai marele tribului să-l hirotonească preot, astfel încât creștinismul să rămână sub oblăduirea harului și să fie între ei acolo slujitori, a făcut și pe 2-3 diaconi și i-a lăsat așa. A venit peste vreo 2 ani, când a
luat binecuvântare să poată să-și viziteze fosta lui parohie și a găsit acolo pe toți într-o slujbă și slujea căpetenia lor, care era deja hirotonit de el, va să zică preot, și l-a întrebat, zice, dar v-am văzut la slujbă că vă împărtășiți. Zice, v-ați și spovedit? Și atunci săracul a întrebat, zicea, cum adică să ne spovedim? Păi zice, păcatele pe care ați mai făcut de la o spovedanie la alta. Zice, cum adică, ce păcate? Adică noi după ce ne-am botezat, credeți că mai păcătuim? Să știți că acest lucru este foarte important. Conștiința că după ce te-ai botezat s-a încheiat cu păcatul, trebuie să fie într-adevăr una constructivă. Acum nu vă învăț, Doamne ferește, să veniți la împărtășanie nespovediți, dar să avem conștiința că după ce ne-am botezat, cu botezul lacrimilor, cu botezul pocăinței, nu mai putem să păcătuim, acolo trebuie să ajungem. Ei, dar să revenim, ca să zicem așa, la oile noastre, că ne așteaptă oile și cu păstorul. Și spuneam că este vorba de educație, pentru că împărăteasa Elena, care îl smulsese din lumea păgână pe fiul ei Constantin, îl așezase pe tron și cu ajutorul său reușise chiar să găsească Sfânta Cruce pe care a fost Mântuitorul răstignit, în anul 326 a adus-o la Ierusalim și știți cum a fost găsit? Au fost găsite de fapt toate cele trei cruci și ca să știe care dintre ei, care dintre ele era crucea Mântuitorului, acum o să spuneți pe aia de mijloc. E, nu e chiar așa, pentru că trecuse atâta vreme și puteau să fie încurcate lucrurile. Mi-aduc aminte de câteva alunecări de teren când nu și-au mai găsit oamenii casele de loc, așa că era crucea fix în mijloc. Și au adus, se spune, de către istoricii care au consemnat, au adus un mort și l-au atins pe rând de cele trei cruci și atunci când l-a atins cu crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul, acesta a înviat. Și iată că Sfânta Împărăteasă Elena a început să miște oarecum Imperiul, să îi așeze pe creștini în drepturile lor, să obțină foarte multe lucruri pentru creștinism. De adminteri sunt și numiți întocmai cu apostolii. Dar aici, făcând legătura cu mama Sfântului Împărat Constantin, cu mama Elena, mă gândesc că Sfinții Părinți ne trimit direct la actul educațional și anume ne învață puțin despre cum trebuie să ne purtăm noi. Noi ca părinți cu copiii sau ca dascăli cu ucenicii, chiar ca soț și soție, toate raporturile acestea trebuie să treacă prin casa noastră. Și casa noastră nu este altceva decât ceea ce ni se destăinuie astăzi a fi ca o stână, în sensul bun al cuvântului. Și anume, spune Mântuitorul că diferența între un păstor bun și unul rău, adică unul care nu e păstor deloc, este aceea că păstorul cel bun merge înainte și oile merg după el. Aici trebuie să ne dăm seama că noi trebuie să învățăm ceva cu copiii noștri. Dacă tot îi împingem de la spate, hai mă ieși din staul ăsta ca să intri în celălalt, hai mă du-te pe drumul ăsta, ca așa zic eu, și săracul bietul copil dacă întoarce capul imediat l-ai pleznit ca să meargă numai înainte, nu este bine, nu suntem păstori buni. Anume, dacă noi vrem să îi educăm frumos pe copii, în primul rând trebuie să știm foarte clar, viața noastră este înaintea lor. Adică niciodată nu o să ne putem permite să spunem, băi, uite să faci ca mine când tu știi ce ai făcut și nu e în regulă. Păstorul care are curaj să meargă înainte este ca cel care știe că numele său este înaintea lui. De multe ori și noi auzim despre câte cineva, dar nu l-am cunoscut, nu l-am văzut niciodată în viață. Dar în momentul în care îl vedem, ca și când l-am cunoscut de o viață. De ce? Pentru că numele lui este înaintea lui. Și atunci dacă îl vedem că nu este așa cum ne-am făcut noi în minte un portret, înseamnă că nu e în regulă.
De aceea, un adevărat păstor trebuie să meargă înainte și cu exemplul personal și mai ales să meargă înainte în sensul că oile nu trebuie neapărat să fie în spate. Că am mai văzut eu, să mai poartă prin multe familii, o ia soțul înainte cu 5-6 metri și vorbește în față, așa, și soția e cu copiii, în spatele locului. Nu, asta nu este să fii păstor, ăla e cioban. Păstorul este cel care merge înainte și de drag merg oile după el, că îi ascultă vocea și vin după el. Ei, acum problema este următoarea. Ce te faci dacă la un moment dat, ca păstor, să zicem, rămâi singur? Te mai uiți câteodată în spate, dacă n-ai o retrovizoare, te întorci așa și te uiți, bă, mai vine fiul după mine? Mai vine sau nu mai vine? Că trebuie să te întrebi până la urmă. Din vreme în vreme mai faci câte un popas și vezi că nu mai e după tine. Ce te faci atunci? Adică, măi, eu știu că mi-am făcut datoria mea de părinte. Știu că am o viață pe care nu mi-o poate arăta cu degetul de rău nimeni și totuși în spatele meu nu mai e nicio oaie. Ce ne facem atunci? Atunci trebuie să așteptăm să vedem dacă vine oaia. Poate e după colț și nu ne-a văzut și acum vine după noi. E, dacă nu e, ne întoarcem noi. Dar nu ne întoarcem cu bâta. Ne întoarcem ca să ne explicităm anumite lucruri. Pentru că este posibil ca noi să nu fim atenți. V-am mai spus de multe ori, lui Dumnezeu nu perfecțiunea îi place, ci drumul către perfecțiune. Nu trebuie să confundăm, de exemplu, masa cu meniul și indicatorul cu destinația. Trebuie să le luăm pe parcurs. Viața nu înseamnă o destinație. Modul de viață creștinesc înseamnă o călătorie. Și atunci ne oprim de călătoria noastră și întrebăm, mă, dar ce nu s-a înțeles? De ce n-ați luat-o după mine? Ce, băi, știi, băi, tată, că de fapt pe unde ai luat-o mata nu se mai ia de mult? Avem și noi alte instrumente, s-a inventat GPS, ne ducem și singuri. Bine, atunci luați-o voi înainte și mă iau și eu după voi. În momentul în care inversați măcar o dată rolul, să știți că acel copil care va primi întâietate să o ia înainte și tu să zici că vin și eu după tine, acela se va mobiliza astfel încât responsabilitatea să-i aducă din libertatea pe care i-am dat-o tot ceea ce este bun în viață să se trezească. Și după un anumit moment se spune, mă, tată, știi ce, eu am cam obosit, ia-o tot mata înainte. Că zice, mi-e destul să fac eu drum prin zăpadă, mi-e destul să mă bată pe mine ploaia, să mă cert cu unul cu altul, mai bine așa la umbra ta e mai bine. E, asta înseamnă să fii păstor. Din când în când, din oi, să mai lași pe câte una să se ducă, pentru că dacă le-am ține pe toate cu forța pe lângă noi, să știți că n-am face decât să dresăm, nu să educăm. Însă educația ne cere să fim mult mai profunzi, chiar și cu noi. Să spunem că ne facem un soi de pregătire. Dom'le, o să o iau pe aici sau pe aici. E, totuși trebuie să ne dăm seama dacă vor veni oile după noi. Se zice că odată vine un neamț la un bace pe munte și ăsta avea și niște păsări pe lângă, dacă avea destul zero omul, trebuia să-l dea la niște păsări. Și l-a auzit zicând pui. Și la un moment dat l-aude uși. Păi zice, ce înseamnă aia? Păi cum adică? Păi cum chem găinile după tine? Zice, pui. Și când vrei să plece, cum le gonești? Zice, zic uși. Zice, nu, la noi nu e așa. Păi și la voi cum e? Cum le chemați? Păi le chem comhir. Și dacă vreți să le goniți, le ducem în partea ailaltă și le zicem comhir. E, așa se face educație, fraților. Nu trebuie să zici, oi, bă, du-te de la mine. Nu, te duci în partea ailaltă și le chemi. Mesajul educațional întotdeauna este acela de a chema, nu a depărta, nu de a alunga. Pentru că asta ne învață viața Sfinților Împărați, Constantin și Elena. Dacă era să alunge păgânismul din Imperiu, n-ar fi făcut nimic. Ar fi avut pe Pontifex Maximus, care era mai marele
preoților păgâni, care l-ar fi înlocuit în secunda următoare pe împăratul Constantin, pentru că toată lumea se ducea la el și gata, se termina. Ei, dacă zicea uși, uși la păgânism, asta s-ar fi întâmplat. Dar nu, s-a dus în partea cealaltă și l-a chemat pe ușa cealaltă și a ieșit. E foarte important, fraților, să ne adunăm și noi mințile și să știm că mesajul este acela de a iubi și de a aștepta ca iubirea să dea roadă. Pentru că dacă nu așteptăm ca iubirea să dea roadă, n-am făcut nimic. Iubiți credincioși, în momentul în care aruncăm o sămânță, v-am mai spus, trebuie să știm ce sămânță am aruncat. Acum sunt semințe de ridic de lună. Într-o lună, gata, au apărut ridicile și gata. Dar bobul de grâu nu are nevoie numai de o lună, are nevoie de 9 luni ca să iasă. Și dacă între timp noi ne ducem și verificăm, ia să vedem, mă, am colțit, păi rupe mereu rădăcine și germinația este zero. Iubiți credincioși, trebuie să învățăm să așteptăm pe cei care ne aud glasul să vină după noi. V-am spus, sunt două moduri de a educa. Unul acesta al păstorului bun, să o ia înainte și dacă vine oaia, bine, dacă nu, mai așteptăm și așa mai departe, cu toată strategia pe care v-am povestit-o. Și există și cealaltă parte a educației cu biciu, din spate. Hai, ia-o înainte, nu te uita înapoi. Nu știu acum, probabil că există roade și acest mod de a educa. E treaba celor care o fac. Dar eu vă spun, din viața Sfinților și din ceea ce ne face legătură astăzi Evanghelia, că rețeta educațională cu mai multe șanse de câștig este aceasta: a păstorului celui bun, care merge înainte, nu merge în spatele oilor cu biciu, nu merge cu biciu, merge cu fluierul. Și le cântă și oile merg după el. Dar să știți că nu merg hipnotizate niciodată. Nu. Oile întotdeauna când văd că o ia păstorul pe unde nu trebuie, dar se mai întâmplă și lucrurile de astea, ele se delimitează, cum se zice acum în termenii educaționali, se delimitează de el și îl lasă în pace. Ei, trebuie să fim totdeauna treji și să știm că direcția noastră înainte este de fapt trasată încă de multă vreme. Vă aduceți aminte de cel care mergea săracul cu viteză către o mănăstire și l-a apucat o ploaie torențială și s-a dus la o cabană și a zis cabanierul: nene, de aici nu mai ești 3 zile, că zice, încep acum să o ia pământul la vale, să e nenorocire mare cu ploaia asta. Zice, nu, eu am intrat numai să-mi trag sufletul puțin, căci eu trebuie să ajung la mănăstirea din vârful muntelui. Dom'le, n-auzi că nu poți să mai pleci 3 zile de aici? Zice, nu asta este. Sufletul meu deja a ajuns, eu mă chinui să-l ajung eu din urmă. Asta este cu păstorul. Dacă într-adevăr sufletul nostru a ajuns departe și noi să ne străduim să-l ajungem din urmă. Fie ca Sfinții Împărații Domnului cu Apostolii, Constantin și Mama sa Elena, să ne lumineze, să ne dea tăria de a găsi acele strategii de lucru, ca să spun așa, pe care ei le-au găsit în secolul 3 și 4, astfel încât și noi să știm pe unde călcăm, pentru că este responsabil pasul nostru de vreme ce după noi vin ceilalți. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca pașii noștri să fie așezați frumos, iar Sfinții Împărații Domnului cu Apostolii să ne lumineze calea. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.